Și capela cimitirului orășenesc din Mioveni și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie în cinstea sfinților martiri brâncoveni a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ierarhul a vorbit în cuvântul de învățătură despre credința domnitorului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. L-au bătut din Joia Mare, din aprilie, și l-au chinuit 6 luni aproape, până la 15 august. Una este să se taie capul imediat și să mori, alta este să stai să te chinui nu o săptămână, luni în șir. Și ce chinuri, ce bajocuri, ce în sfârșit, ce promisiuni s-a făcut să se lepede de credința strămoșească. N-a cedat, nu? Ce caracter extraordinar că putea să o facă. Să-și salveze cei 4 prunci și pe Ianachi. Nu a abjurat credința. Au mers toți pe jertfă. De fiecare dată îi se spune, ai tăia unul din copii, spunea, ai trece aici la noi, tăia pe-al doilea. Constantin, Ștefan, Radu, ăsta Matei era mai mic. Da, s-a dus la tatăsul și a cerut, copilul i-a cerut să facă ceva, să-i salveze viața. Nici asta n-a făcut-o Constantin Brâncoveanu. La final a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru toți ctitorii și binefăcătorii trecuți la Domnul. Ansamblul cimitirului orășenesc din Mioveni a fost realizat prin implicarea primăriei locale, care a cumpărat terenul în anul 2013, iar noua capelă a fost sfințită în anul 2015.